Consiliul Local Iași a aprobat proiectul bugetului municipiului pentru anul 2024, stabilind o sumă impresionantă de aproximativ 529 de milioane de euro. Acest buget reprezintă o creștere de aproximativ 18% față de anul precedent. Din totalul sumei, aproximativ 356 de milioane de euro sunt destinate bugetului local, în timp ce 115 milioane de euro sunt alocate bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii. Un aspect notabil al bugetului pentru anul 2024 este accentul pus pe proiectele de infrastructură rutieră și educațională. Lucrările de reabilitare a străzilor, școlilor, grădinițelor și monumentelor istorice sunt prioritare și vor fi finanțate în mod substanțial din acest buget. Cred că este o bătălie politică, inclusiv votarea unui buget. Din fericire, noi am reușit să ne punem viceprimar, ceea ce ne asigură și confortul pentru votul bugetului pe anul în curs. Cred că va fi unul pozitiv și în cele de urmă să știți că toate ideile importante, ați văzut că le-am și notat și care mi-au atras atenția ca fiind pozitive pentru comunitatea noastră, le voi transforma în realitate, indiferent de culoarea politică a celor care le-au propus. Este o chestiune care ține de bunul simț politic pe care trebuie să-l acordăm, chiar dacă ne aflăm la putere sau în opoziție. Bugetul a beneficiat de o creștere semnificativă datorită programelor cu finanțare nerambursabilă. O parte din fondurile alocate sunt deja în curs de implementare, cu proiecte concentrate pe modernizarea transportului public, construcția de locuințe noi și dotarea școlilor.